1 Ioan capitolul 2, versetul 14, de la jumătate spre final. Vă citesc această jumătate de verset, 1 Ioan capitolul 2, versetul 14, de la jumătate la final. V-am scris tinerilor, dar eu am învățat că există două feluri de tineri. Tineri și tineri mai bătrâni. Și acum sunteți toți aici, lărgim un pic spectru. V-am scris oamenilor sau tinerilor, fiindcă sunteți tari. Și cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi și ați biruit pe cel rău. Slăvit să fie Domnul! Amin. Eu sunt un predicator care nu plac nici introducerile, nici prezentările, dacă pot să las afișat un pic versetul. V-am scris tinerilor, fiindcă sunteți tari. Acum vreau să vă pun o întrebare în seara aceasta. Cum vedeți voi un om sau un tânăr puternic? Cum îl descrieți voi? Ce trebuie să aibă în CV-ul lui ca să fie tare și puternic? Nu, fetele, cum vedeți voi un băiat puternic? Acum, la mine, de unde vin eu, puternic însemnează BMW, ATV, bani, avere, poziție, prestanță, funcție, frumusețe, trup fără cusur, mușchi. Și când trece unul de ăsta cu BMW-ul, zicem, bă, ce tare e ăsta. La dumneavoastră, cum se descrie puterea, tăria? Cum descrieți dumneavoastră un tânăr sau un om puternic și tare? Ei, vedeți, asta e perspectiva pământească, care v-am spus eu. Din punct de vedere pământesc, așa vedem noi un om tare și puternic. Ei, dar Dumnezeu nu gândește ca noi. De aceea zice, gândurile mele nu sunt gândurile... Ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, așa sunt de sus gândurile mele față de gândurile voastre. Și atunci, ce înseamnă pocăința? Metanoia, adică schimbarea minții după gândirea lui Dumnezeu. Adică trebuie să urcăm în gândire, să nu mai gândim pământește, adică tare și puternic din ceea ce vedem, din perspectivă pământească, ci să gândim ca Dumnezeu, să nu mai fie distanță între gândurile lui și gândurile mele. Dar cum vede Dumnezeu un om puternic? Cum vede cerul un om puternic? Lasă, te rog, versetul acolo. Haideți să vedeți ce v-am scris tinerilor, fiindcă sunteți tari. Și în partea finală, auzi ce zice? Și ați biruit pe cel rău. Deci din perspectiva lui Dumnezeu, tare și puternic însemnează să-l bați pe Satan. Deci dacă l-ai bătut pe Satana, ești tare. Dacă ai mâncat bătaie de la Satana, cum ești? E, ce se întâmplă? S-ar putea voi să veniți aici și să arătați bine în exterior. În CV-ul vostru sau în prezentarea voastră, cineva să vă descrie tare și puternic, dar de fapt în interior să fiți făcuți praf de Satan. O grămadă de oameni care vin aici, poate parcăm o mașină bună în parcare, poate avem un costum, avem niște haine de firmă, poate prezentăm estetic o frumusețe fără cusur, dar s-ar putea în interior să fim făcuți praf de diavol. E tare și puternic nu înseamnă să ai bani, nu înseamnă să ai mașini, nu înseamnă să ai case, nu înseamnă să fii frumos, nu înseamnă să fii sănătos. Tare și puternic înseamnă să-l bați pe Satan. De aceea orice fată, uite, sunteți multe fete aici, când voi veți întâlni un băiat cu care vreți să vă căsătoriți, trebuie să-i puneți o întrebare. Ce întrebare puneți? Întrebarea trebuie să fie cam în felul următor. Tu l-ai bătut pe Satana? Pentru că trebuie să-i spun, dacă nu l-ai bătut pe Satana, mâncăm bătaia amândoi. O grămadă de fete vă căsătoriți cu băieți și noi ne gândim, bă, dacă are mașină, dacă are casă, dacă are bani, dacă e frumos, dacă e atlet, dacă e fără cusur, și după aia în familie mâncăm bătaie de la diavol. De aceea întrebarea care se pune este, l-ai biruit pe Satan? Dacă voi întâlniți un băiat și zice, l-am biruit pe diavolul, să nu mai stați pe gânduri. Să-l luați, că o să vă meargă bine în familie. Fiecare dintre noi va trebui să înțelegem lucrul ăsta. Eu o să vă citesc în seara aceasta, să vedeți câteva vedete, mărturile lor, noi stăm și ne uităm la unele vedete și când le vedem, spunem, bă, ce tare e asta. Vai, ce puternic e asta. Acum, fiți atenți aici, câteva mărturii din partea unor vedete. O fată spune, dacă m-ați vedea, ați crede că viața mea este ok.
O copilărie bună în școli de elită, am 24 de ani, ultimul an la universitate, sănătoasă, arăt bine. Totuși îmi urăsc viața. Dimineață când mă scol, doresc să mă întorc în somn și să dorm veșnic. Nu am niciun motiv să mă trezesc. Mă simt golită, distracțiile nu mi-aduc bucurie, aș dori să mă calce o mașină și să termin cu toate. Viața mea e nefericită, goală și fără sens. Și noi când ne uităm la vedeta asta, spunem, bă, ce tare! O stea din sport, în timpul gloriei sale, era hărțuit zi și noapte de gândul sinuciderii. Sunt celebru, mărturisea el, am de toate, dar la felul ca starurile de cinema care și-au viața, sunt nefericit. Nu am pace, sunt o marionetă, am luptat să ajung sus și când am ajuns sus, acolo nu era nimic. Între meciuri luat doze mari de depresive. Și noi când vedem o vedetă din asta din sport, zice, bă, ce tare! O stea din muzică, la 27 de ani, în plină glorie, plin de bani și înconjurat de fani, pe deasupra și proaspăt tătic, a luat pușca și a pus-o la tâmplă și a tras. Motivul, mă urăsc și vreau să mor. Și noi îl descriem tare și puternic. Laureat al premiului Nobel pentru literatură, era faimos pentru excursiile exotice, pentru cuceririle sentimentale și aventurile de vânătoare. A fost însurat de 4 ori, a trăit liber, fără scrupule morale, până într-o dimineață a savurat micul dejun, s-a dus în pivniță, a luat pușca, 2 cartușe și a pus seava în gură și a zburat creierii. Și noi ne uităm la astfel de oameni și zicem, ce tare, ei, ce puternic, ei. Ei, s-ar putea unii dintre noi, chiar și în seara aceasta, să fim aici. Când ne uităm la exterior, să ne se pare că suntem tari și puternici, dar în interior să fim făcuți praf de Satan. E, putere, din perspectiva lui Dumnezeu, din perspectiva cerească, însemnează să-l bați pe Satan. E, numai că dumneavoastră va trebui să înțelegeți ceva în seara aceasta. Diavolul de la un cap la celălalt al Bibliei, ca un uriaș, iasă în fața lui Dumnezeu, cum a ieșit Goliat în fața lui Israel, și cere un om cu care să bată. Și diavolul strigă la Dumnezeu, dă-mi un om cu care să mă bat. Și Dumnezeu l-a dat pe Adam și Eva și diavolul a făcut praf. Și a strigat diavolul, dă-mi un om cu care să mă bat. Și l-a dat Dumnezeu pe cel mai puternic om de pe planetă, pe Samson, și diavolul a făcut praf. Și a strigat, dă-mi un om cu care să mă bat. Și l-a dat pe cel mai înțelept om de pe pământ, pe Solomon, și diavolul a făcut praf. Și a strigat, dă-mi un om cu care să mă bat. Și l-a dat pe cel mai credincios om de pe pământ, după inima lui Dumnezeu, David, și diavolul a făcut praf. Și a tot strigat, dă-mi un om cu care să mă bat, până într-o zi, când Pilat s-a uitat și a exclamat, aleluia! Iată omul cu majusculă. Și omul ăsta cu majusculă, cu om mare, l-a făcut praf pe diavol. Știți cine e omul ăsta? E, va trebui să înțelegeți toți un lucru. Diavolul e mai tare ca noi toți. Ne bate pe toți în câteva secunde. Singurul care l-a bătut pe Satana este omul cu majusculă. De aceea secretul să-l biruiești pe cel rău este Hristos în voi, nădejdea. Adică eu n-am slavă, n-am putere, dar Hristos în mine este secretul de biruință asupra celui rău. De aceea zice, noi suntem mai mult decât biruitori prin El. Adică El a biruit, a câștigat bătaia cu diavolul, dar eu sunt mai mult decât biruitor prin El. Zice, El ne poartă în carul Lui de... Adică eu nu am car de biruință, eu nu pot să-l bat pe Satana, dar mă pot urca într-un car de biruință. Deci secretul. De aceea totdeauna centrul unei slujbe, cine trebuie să fie? Totul este hristocentric, adică Hristos este în centru, pentru că El este secretul. Hristos în noi, nădejdea slavei. El este biruința, El are carul de biruință. De aceea secretul este Hristos în noi. Dar eu vreau să vă întreb, că sunteți tineri, multe aici tineri, cum adică Hristos în mine? Cum vine Hristos în mine? Cum intră Hristos în mine? Hristos în voi, dar cum vine așa din cin și intră în mine? Ei, trebuie să știți cum a intrat prima dată Hristos într-un om, în primul om. Așa intră întotdeauna. Dar vreau să vă întreb, în cine a intrat prima dată Hristos? Știți? Adică nu punem note. În cine a intrat prima dată Hristos?
când s-a născut, în cine s-a întrupat. Deci prima dată el s-a zămislit în pântecul Mariei. Cum? Ei, cum a făcut-o atunci și a intrat în pântecul Mariei și s-a dezvoltat? Tot așa se întâmplă și acum, numai că acum nu mai se naște fizic, nu se mai întrupează în pântec, ci intră în cea mai adâncă parte a ființei umane, numit spirit, și acolo vine Hristos. Dar cum? E, voi știți că Hristos în noi, sau nașterea lui Iisus Hristos, că acolo a apărut prima dată viața lui Hristos în cineva, în Maria, nașterea Domnului Iisus Hristos, cum se mai numește în Biblie? Ce la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu și cuvântul s-a făcut? Și cum îi zicem noi asta? Întruparea cuvântului. Deci nașterea Domnului Iisus în mine se mai numește și întruparea cuvântului. Lasă-te rog versetul, dacă poți. Secretul e și aici la mijloc. Deci ele sunt sinonime. Da? Nașterea Domnului Iisus se mai numește și întruparea cuvântului și secretul e și aici. Ce v-am scris, tinerilor, fiindcă sunteți tari în partea finală, zice, ați birui pe cel rău. Și care e secretul de la mijloc? Na, tocmai asta e problema, că dumneavoastră credeți că cuvântul lui Dumnezeu este secretul. Fals. Dumneavoastră aveți Biblia acasă și o grămadă în bibliotecă și mâncați bătaie de numai de la satana. Cu Biblie, cu tot. Ia auziți acolo, e un amănunt. Care cuvânt? Cuvântul lui Dumnezeu care rămâne în voi. Deci Biblia aveți toți, deci cuvântul acesta, logosul lui Dumnezeu, zice, la început era cuvântul, ăsta l-avem toți, dar zice, cuvântul s-a făcut trup, adică cuvântul Dumnezeu care rămâne în noi, doar întruparea cuvântului în dumneavoastră. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți, viața lui Iisus în dumneavoastră nu este altceva decât întruparea cuvântului. Hristos în noi nu este altceva, nașterea lui Hristos în noi, decât întruparea cuvântului. Adică, gândiți-vă cum s-a născut Maria. Ea a primit niște cuvinte din partea lui Dumnezeu și s-a spus, niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Și ea a zis, iată, roaba Domnului, facă-mi-se după, în momentul când ea a crezut cuvântul ăla și l-a mâncat, Duhul Sfânt în interiorul ei i-a dat viață. Și a luat ființă viața lui Iisus. De aceea dumneavoastră trebuie să înțelegeți, viața lui Iisus nu este altceva decât întruparea cuvântului și acolo Duhul Sfânt îi dă viață. Doamne, ai milă de noi! Și îndură-te Tu, Doamne, să întrupeze cuvântul Tău în fiecare dintre noi. Dar ce însemnează întrupare? Ei, acum trebuie să știți ce înseamnă întrupare. Întrupare înseamnă că intră ceva în tine și te prinde și zi și noapte mintea ta e legată de lucrul ăla. Ceva care te cucerește în interior. Oricum dumneavoastră nu puteți trăi fără întrupări. Fiecare zi pe care dumneavoastră o trăiți este în funcție de întrupările, de ceea ce vă cucerește în interior. Acum eu vreau să vă întreb. Dacă intră în tine banii, ce ai vrea să faci mâine? Dacă te-o cuceri banul și intră banul în interior tău, ce vrei să faci mâine? Bani vrei să faci. Dacă intră în tine sportul și te cucerește, ce ai vrea să faci? Dacă intră în tine politica și se întrupează în tine și te cucerește, ce vrei să faci? Dacă intră în tine cuvântul, ai viața lui Iisus. Deci întruparea cuvântului, unde Duhul Sfânt îi dă viață în interiorul tău, de fapt este Hristos în voi. Uitați-vă, dumneavoastră aveți copii aici, Domnul să-i binecuvinteze. Dar trebuie să vă dau o veste proastă despre ei. Toți copiii de pocăiți, absolut toți, dar nu numai de pocăiți, ceilalți, se nasc morți din punct de vedere spiritual. Adică partea la copiii ăștia mici nu funcționează partea spirituală. Ei sunt morți din punct de vedere spiritual. Ei s-au născut vii fizic și se pot dezvolta fizic. De aceea dumneavoastră le dați hăinuțe, le dați o cameră, le dați biberon, le dați să mănânce, îi puneți într-un leagăn, într-un căruț, pentru că ei trebuie să se dezvolte fizic. Se dezvoltă și sufletesc, adică emoțional, intelectual, sentimental, de aceea dumneavoastră îi dați la grădiniță, îi dați la școală, dar ei sunt morți din punct de vedere spiritual. Ce însemnează mort? Viu însemnează că poți să iei, dacă ești viu fizic, poți să iei legătura cu mediul fizic, cu mediul înconjurător și poți să pipui tot, poți să intra în lumea fizică. De-aia ești viu. Când ai murit fizic, ce se întâmplă? S-a terminat legătura cu mediul fizic.
E tot așa, mort spiritual înseamnă că nu pot intra în lumea spirituală, nu pot vedea în lumea spirituală. Na, uitați-vă dumneavoastră, de exemplu, la copiii dumneavoastră. Aveți câțiva aici, Domnul să-i primească. Uite, uitați-vă la astea două fete de aici. Mă sfidează în față. Nu, lăsați-le așa, nu, pentru dumneavoastră, nu pentru ele, ce vă spun. Uite, fetele astea n-au nicio treabă cu mine. Deci, nu le interesează deloc ce predic eu. Mă sfidează pur și simplu în față. De ce? Pentru că pe ele nu le interesează predica mea. Ele nu pot intra în lumea spirituală. Uite de ce au nevoie ele. Uite, să joacă, să scrie, au nevoie să ducă pe afară. Ei n-au nevoie de o predică, pentru că sunt morți din punct de vedere spiritual. Nu funcționează, nu pot intra, nu pot vedea. Noi spunem, bă, stai cu minte, lege, mai du la mama, copilul, faci ceva, dar el nu poate intra, el nu te înțelege pe tine, el nu poate intra în lumea spirituală. Uite, ia gândiți-vă, când plecați, puneți în hol jucării, păpuși, telefoane, mașinuțe, mingi și puneți și Biblie. Și spuneți-le copiilor dumneavoastră, uite, când plecați acasă, alegeți-vă ce vă doriți voi. Ce credeți că își aleg? Biblia? Până alegeți dumneavoastră. Dar de ce nu aleg biblic? Pentru că ele nu interesează, nu pot intra în lumea spirituală. De aceea Domnul Iisus vine și spune, trebuie să vă mai nașteți încă o dată. Adică copiii ăștia mici ai dumneavoastră, trebuie să mai nască încă o dată. Dar cum adică să mai nască încă o dată? Intră iar în pântec și să mai nască o dată. Cum? Ce nu. Ce a fost născut fizic, este fizic și crește, se dezvoltă fizic. Dar ce se naște spiritual, se dezvoltă spiritual. De aceea dumneavoastră ca părinți, pe lângă faptul că le oferiți un cadru să se dezvolte fizic, emoțional, sentimental, intelectual, trebuie să le oferiți și o maternitate, să faceți o cameră de travaliu ca și părinți și să strigați la Dumnezeu ca copiii dumneavoastră să mai nască încă o dată. Adică să simțiți durerile nașterii pentru ei, să zici, Doamne, copilul ăsta trebuie să mai vină o dată la viață spirituală. Dar cum a venit la viață fizică, așa vine și spiritual. Dar cum s-a născut un copil? Dumneavoastră trebuie să înțelegeți, orice copil se naște din sămânța unui tată, din sămânța unui părinte. Pentru că potența de viață este în sămânța bărbatului. Uite, dacă poți afișez, nu știu dacă poți, Matei, capitolul 1, versetul 2, și să fiți foarte atenți ce scrie aici, e foarte interesant, ia uite ce zice, Avram a născut pe Isaac. Isaac a născut pe Iacob. Eu vreau să vă întreb, dumneavoastră cine naște, bărbatul sau femeia? Dar aici zice că Avram a născut. Minte Dumnezeu? O născut Avram sau Sara? Păi cum zice că o născut Avram? Adică ce vrea să spună Scriptura? Potența de viață, viața era în sămânța lui Avram. Mama doar preia viața, o dezvoltă în pântec și o dă afară pe planetă. Dar viața este în sămânța tatălui. Ei, gândiți-vă, spiritual, viața spirituală este tot în sămânța tatălui. Care e sămânța tatălui? Păi zice, semănătorul a ieșit, și ce a semănat? Cine-i sămânța? Ce aveți scris aici? Că asta m-a determinat să vorbesc asta. Dumneavoastră înțelegeți unei viața. Viața spirituală este în cuvânt. Și când cuvântul se întrupează în tine și Duhul lui Dumnezeu îi dă viață, acolo se naște Iisus. În Hristos sunt noi, nădejdea slavei, binecuvântat să fie El. Deci totul este în sămânța Tatălui, în cuvântul lui Dumnezeu. Zice, cuvintele pe care vi le spun eu sunt Duh. Unde-i Duh? Unde-i viața? Zice, niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de... Vreți Duh, vreți viață, vreți putere. Unde sunt? În cuvânt. Păi zice, ați fost născuți din nou dintr-o sămânță care nu poate putrezi. Care e sămânța aia? Cuvântul. Dar desăvârșirea, sfințirea, cum e? Se sfințește prin adevărul tău. Cine e adevărul? Adică sfințirea e tot prin cuvânt. Nu e cu busuiocul, nu e cu altceva, e tot prin cuvânt. Și desăvârșirea? Deci toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos să muste, să îndrepte, pentru ca omul Dumnezeu să fie... desăvârșit. Deci desăvârșire, sfințire, mântuire, viață, putere, Duh, toate sunt sămânța Tatălui. Și când asta penetrează în tine,
Este viața lui Iisus acum. Acum, dragilor, voi trebuie să înțelegeți ce se întâmplă, pentru că unii dintre voi sunteți foarte tineri. Dumnezeu a creat o lume reală. Asta care o vedeți când ieșiți afară. Și luăm contactul cu ea. Dar noi nu suntem împliniți de lumea reală. De aceea a creat o lume spirituală, adică să intri spiritual, printr-o viață spirituală, în lumea spirituală. Dar diavolul crea și el o lume. Dumnezeu zice, vă creez o lume naturală, o lume spirituală, și a venit și diavolul și a creat ceva. Știți ce a creat? Lumea virtuală. Ați auzit de ea? Asta a creat-o cineva. Are la bază un creator. Ei, voi trebuie să înțelegeți, lumea virtuală este un paradis și un rai pe care diavolul ți-l oferă. Este ca o gheață întinsă pe care mergi cu ce viteză vrei. Și nu ai puncte fixe. Ce însemnează asta, n-ai puncte fixe? Însemnează că nu e poliție, nu sunt autorități, nu sunt părinți, nu sunt păstori, nu sunt profesori, nu e nimeni care să te oprească. Deci e efectiv un mic paradis, o gheață, și dai drumul pe gheața asta cum vrei tu, cu ce viteză vrei. Ce se întâmplă? În momentul când intri în lumea virtuală și te-o prinzi, când te întorci înapoi în lumea reală, tu nu mai suporți. Devii bolnav psihic. Voi trebuie să înțelegi, de când s-au înființat lumea asta virtuală, gândiți-vă că depresia a crescut de 10 ori. Păi vă întreb, cum se poate așa ceva? Aveți grijă un pic de copii aia de pe afară care fug pe acolo, așa? Poate ne ajutați un pic, dar cum credeți dumneavoastră? Deci gândiți-vă că în momentul când s-a înființat lumea virtuală, de 10 ori s-a mulțit depresia. Adică tinerii noștri sunt bolnavi psihici. Când revin înapoi de lumea virtuală, nu-și mai suportă părinții. Ei nu mai pot respecta părinții, pentru că acolo au viteză fără puncte fixe. Când vine înapoi și zice, maică te-a sutat, băi, strige telefonul la ora 10, ha, bă, ce crezi că... El nu mai poate. Nu mai poate să stea supus profesorilor, la autorități. Deci va crea o lume nebună. De aceea noi trebuie să revenim, să ne ducem înapoi, cu câteva mii de ani, la cuvântul lui Dumnezeu. Ei, acum e părerea mea, nu trebuie să luați-o în considerare, dar părerea mea este că există foarte puțin cuvânt care se întrupează în om. Deci dumneavoastră să nu credeți că dacă auziți cuvântul, asta e întruparea lui, nici vorbă. Eu îmi dau seama că cuvântul nu se întrupează din cauza că nu există niște efecte. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți, în momentul când se trupează cuvântul în cineva, există niște efecte pe care eu nu le văd. Nu văd efectele astea. E, care sunt efectele? Unul dintre efecte este că în momentul când se întrupează cuvântul în tine, exprimi în rugăciune cuvântul. Deci dumneavoastră trebuie să înțelegeți, dumneavoastră vă rugați în funcție de ce se întrupează în dumneavoastră. Dumneavoastră vă rugați, de fapt, întrupările, ceea ce vă cucerește. Dar trebuie să înțelegeți că există foarte puțin cuvânt în rugăciune, ceea ce mi-arată mie că cuvântul nu se întrupează în noi. Pentru că în momentul, dacă cuvântul s-ar întrupa în noi, atunci noi am exprima în rugăciune cuvânt. E, cele mai multe din rugăciunile noastre exprimă dorințe, nu cuvânt. Dacă dumneavoastră, de exemplu, stați să ascultați o rugăciune de lângă dumneavoastră sau rugăciunile dumneavoastră, o să vedeți că rugăciunile conțin dorințe, nu cuvânt. Ceea ce mi-arată că nu cuvântul se întrupează în noi, ci dorințele. Și este o diferență majoră. Este una să exprimi în rugăciune dorințe și alta să exprimi în rugăciune cuvânt. Este o diferență majoră. Ceea ce are putere în rugăciune este cuvântul. Păi gândiți-vă cu ce l-a biruit Iisus pe diavol. Cu cuvântul. Da, trebuie să înțelegeți, eu nu zic că dorințele sunt greșite sau sunt rele, dar ele n-au puterea și autoritatea cuvântului. Și noi ne rugăm foarte puțin cuvânt, cele mai multe sunt dorințe. Ei, puteți să exprimați și dorințele înaintea lui Dumnezeu, dar când vă exprimați dorințele, la dorințe trebuie să ziceți dacă este voia ta. Dacă exprim cuvântul în rugăciune, nu trebuie să zici dacă este voia ta. De ce?
Ce conține cuvântul? Conține voia lui Dumnezeu. Nu trebuie să spui dacă este voia ta, pentru că conține voia lui Dumnezeu. Hai să vă dau câteva exemple. E acum perioada examenilor. Gândiți-vă dumneavoastră acum, e foarte important să vă gândiți, dacă în dumneavoastră intră lucrul ăsta și vă cucerește că aveți mâine examen la limba română sau la medicină, la facultate, și intră în tine dorința asta și te cucerește, ce te rogi? Deci dacă mâine ai examen și a intrat în tine dorința să iei examenul, ce pui în rugăciune? Păi dumneavoastră să exprimați în rugăciune dorințele care se întrupează în dumneavoastră. Mâine ai examen, ce pui în rugăciune? Dorința ta, adică vrei să iei examen. Și ce te rogi? Ce te rogi? Doamne, mâine am examen. Am învățat 2 subiecte din 40. Te rog, Doamne, să îmi pice care? Unul din alea 2. Și te rog, îngerii tăi, 2 îngeri să vină, unul la stânga, unul la dreapta și să-mi șoptească tot. Dar asta e dorința voastră. Dumnezeu nu s-a angajat niciodată să împlinească dorințele voastre. De aceea la dorința trebuie să spui în felul următor: Doamne, mâine eu mă duc la examen. Dacă este voia ta, ajută-mă să iau examenul. Dacă nu este voia ta, să împice unul din subiectele care nu le știu. Vă rugați așa? Dacă nu-i voia lui Dumnezeu să vă pice unul dintre subiectele care nu le știți. Dar de ce nu ne rugăm? Pentru că noi, de fapt, vrem să impunem lui Dumnezeu voia noastră. Dumnezeu e un hop amitică care joacă după voia noastră. Asta e voia mea, Doamne, măi, mă duc la examen, te rog să mă ajuți, te rog să fii cu mine. Și dacă nu este cu tine, tu ești dezamăgit, te descurajezi, dar Dumnezeu nu a promis așa ceva că îți va împlini dorințele tale. El a promis că este ca un veghiator care păzește să fie împlinit ce? Dorințele tale? Cuvântul lui Dumnezeu, la asta veghează. Sau gândiți-vă că vrei să-ți cumperi o mașină. Noi români, de exemplu, când vrem să ne cumpărăm o mașină, venim în Germania. Și s-a întrupat asta și a intrat în tine dorința asta să-ți cumperi o mașină. Ia gândiți-vă dumneavoastră, ce te rogi? Ce pui în rugăciune? Dacă vrei să-ți cumperi o mașină, ce te rogi? Doamne, mă duc în Germania și vreau să-mi cumpăr o mașină. Te rog frumos să mă ajuți. Și dacă când te întorci înapoi în Ungaria, îi păbutuși mașina, ești descurajat de Dumnezeu? Dar de ce nu te-ai rugat, Doamne, dacă e voia ta să-mi iau mașină, du-mă exact unde trebuie și dacă nu-i voia ta, sparge motorul. Rupe roțile. Împiedică-mă, vă rugați așa? Dar de ce nu ne rugăm? Dacă este voia ta, dă-mi eu, dacă nu este, pentru că noi de fapt exprimăm în rugăciune noastre dorințe. Și eu nu știu dacă dorințele dumneavoastră sunt după voia lui Dumnezeu și trebuie să zic, dacă este voia ta. E, dar când exprimați cuvântul, nu trebuie să zici dacă este voia ta. Ia gândiți-vă ce zice în Biblie, un verset. Iubiți pe dușmanii voștri. Cum vă rugați? Doamne, dacă este voia ta, ajută-mă să-l iubesc pe dușmanul meu, dacă nu-i voia ta, ajută-mă să-i rup picioare. Te rogi așa? Dar de ce nu te rogi? Dacă la dorință zici una și alta, la cuvânt nu mai trebuie să spui dacă este voia ta, pentru că aia conține voia lui Dumnezeu. Acum v-ar ajuta un lucru enorm în părtășia voastră cu Dumnezeu. Dacă în fiecare zi voi v-ați ruga cu ce citiți din Biblie. Este o mare tragedie în creștinism. Gândiți-vă că Dumnezeu e aici și tu citești din Biblie și îți vorbește Dumnezeu și îți dă ceva din partea lui, un cuvânt. Ce duci tu înapoi la el? Ce duci? Păi normal este să duci cuvântul care ți l-a dat. Dar noi ce facem? Noi citim ceva dimineața, ne punem pe genunchi și ne rugăm altceva. Păi nu e corect. Asta arată că nu s-a întrupat cuvântul în tine. Dacă tu de dimineață citești ceva, de exemplu, eu am citit azi din cartea Proverbelor, dacă vei primi cuvintele mele, dacă le vei păstra, dacă vei face, dacă vei căuta ca o comoară, dacă îi cauți ca argintul, înțelepciunea îți va fi dată. Și mă pun pe genunchi, ce mă rog?
Doamne, azi plec în România, te rog să fii cu mine, te rog să mă ajuți. Păi ce legătură are asta cu cuvântul? Asta e dorința ta. Poți să o exprimi, dar secundar, dar principal, tu ar trebui să te rogi cu cuvântul. E, dacă noi ne-am rugat cu cuvântul, am avea rugăciuni proaspete, nu repetiții. Deci dumneavoastră trebuie să înțelegeți. Eu dacă vreau să urmăresc un om cum să roagă, deja îi învăț rugăciunea de la cap la coadă. Așa se roagă de 10 ani, cu aceleași cuvinte. Ăla nu-i Duhul Sfânt, trebuie să înțelegeți. Nu, Duhul Sfânt trebuie să fie proaspăt, oameni buni. Nu are cum să fie o repetiție. Adică gândiți-vă, dacă eu în dimineața asta am citit despre înțelepciune, mă pun pe genunchi și mă rog, Doamne, dă-mi înțelepciune. Mâine citesc, bucurați-vă, Domnul, iar zic bucurați-vă, mă pun pe genunchi și mă rog. Despre bucurie. Poi mâine mă pun și citesc despre îngrijorări. Mă pun pe genunchi, ce mă rog? În fiecare zi eu citesc altceva. Și asta mă ajută în părtășia mea cu Dumnezeu să fiu proaspăt, să nu fiu repetitiv. E, v-ar ajuta. Eu nu știu, încercați o săptămână. Dacă nu înțelegeți nimic în seara asta, faceți lucrul ăsta când vă duceți acasă. Timp de o săptămână, atât. Și dacă nu vă ajută cu nimic, nu mai faceți. Dar timp de o săptămână, faceți lucrul ăsta. Ce citiți din Biblie, puneți în rugăciune. Faceți lucrul ăsta. Să vedeți dacă vă ajută sau nu. E, întotdeauna când cuvântul se întrupează în cineva, vei pune în rugăciune cuvântul. Noi avem foarte puțin cuvânt în rugăciune. N-avem autoritate în rugăciune pentru că n-avem cuvânt. Doamne, ai milă de noi. Amin. Acum vreau să vă întreb. Dacă rugăciunea trebuie să conțină cuvânt, cântarea ce trebuie să conțină? Na, acum dacă noi afișăm din nou cântările care le-ați cântat, mai știți ce cântări am cântat? Na, vreau să vă întreb. Știți de unde e în Biblie? Unde scrie în Biblie despre cântarea asta? Deci, de ce mă întrebați pe mine, adică când vin la biserică, eu trebuie să predic din Biblie. Dar vreau să vă întreb, de cântat, de unde trebuie să cântăm? A fost, de exemplu, o conferință de numai de lideri de cântare și a fost invitat un predicator și a spus lucrul ăsta, puneți o cântare, afișați-o pe monitor. Și a afișat cântarea. Și o întreba pe primul lider de închinare, din ce verset din Biblie e cântarea? Și a făcut așa. A întrebat al doilea lider, din ce verset din Biblie e cântarea? Acum, dacă luăm cântăreții care au cântat în seara asta și întrebăm pe ei, din ce verset din Biblie este cântarea? De unde e din Biblie? Păi nu de mult am auzit eu o cântare care suna în felul următor. Zice, o, 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 tu ești eroul meu. Dar puteți să-mi spuneți de unde e din Biblie? Ea poate să fie faină, poate să fie mișcătoare, dar pe mine nu mă interesează. Pe mine mă interesează cântarea să conțină ce? Cuvânt. Eu am auzit de multe ori lucrul ăsta în adunare. Fraților, cântarea pregătește inima pentru... Nu e adevărat. Cântarea trebuie să fie o predică. Nu pregătește inima pentru predică. Ea trebuie să fie o predică. Uitați-vă la imnurile vechi. Ele sunt predici. Acum sunt niște repetiții de niște cuvinte. Pe imnul ăla trebuie să aibă teologie, trebuie să aibă doctrină, trebuie să aibă cuvânt în el. Și bineînțeles că atunci pregătește inima și pentru predică. Dar cântarea trebuie să conțină cuvânt. Rugăciunea trebuie să conțină cuvânt. Predica ce trebuie să conțină? Fraților, vreau să vă spun un lucru în seara asta. Mi-e foarte obosit. Sunt după nu știu câte zile de evanghelizare, sunt atât obosit, am făcut și pană la mașină. Dar vă interesează asta? Asta trebuie să conțină o predică? Pe care e treaba dumneavoastră că eu sunt obosit? Trebuie să dorm! Care e treaba dumneavoastră că am făcut pană? Las că se rezolve. Dar ce cu asta în predică? Ce trebuie să conțină o predică? A, bineînțeles că punem și experiențe ca să explicăm și să scoatem la lumină cuvântul.
Dar toate lucrurile astea nu mă ajută cu nimic când vin la biserică. Dumneavoastră, când vin la biserică, trebuie să auziți ce? Cuvânt în predică, cuvânt în cântare, cuvânt în rugăciune, că asta a scris aici. Și mă gândesc că atunci când ați afișat asta aici, v-ați gândit la ceva. Că asta ne ajută. E când cuvântul se întrupează în cineva, va avea ca efect faptul că le exprimă în rugăciune. Și în al doilea rând, va avea ca efect faptul că le exprimă în vorbire. Dumneavoastră, oricum, dragilor, vorbiți în fiecare zi. Biblia zice, nu să tăcem, zice, vorbiți între voi cu ce? A, vorbiți. Și ce vorbiți? Vă spun eu ce vorbiți. Ce se întrupează în dumneavoastră? Acum vreau să vă întreb, când vă treziți dimineața, ce vorbiți prima dată? Ce vorbiți? Cu colegii la școală, ce vorbiți? Păi acum gândiți-vă, eu locuiesc în Cara Severin, de ce l-aș chema pe Virgil Neagru de la Dumbrăveni să vină în satul meu să-i predice la vecinul meu? Eu ce-am făcut un an? Ce-am făcut eu un an? N-ai vorbit cu vecinul nimic? A, ai vorbit și ai spus, vecine, ai grijă că ai dat o palmă gardul la mine și există tribunal și pentru tine. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți, evangelizarea e doar cireașa de pe tort. Tortul faceți dumneavoastră un an. Dacă n-ați făcut tortul un an, noi venim numai cu cireașa. Și atât rămâne. Zic, băi, ce fain a fost, bă. Bă, a venit și fratele. Nu. Dumneavoastră trebuie să faceți un tort tot anul și noi, evangheliștii, venim cu o cireașă. Dar dumneavoastră evangelizați în fiecare zi colegii de serviciu, prietenii, colegii de școală, vecinii, pe cei din familie, ce trebuie să vorbim cu ei? Cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă la noi ce vorbim în fiecare zi. Eu, de exemplu, dacă stau cu dumneavoastră 3 zile, eu vă spun ce s-a întrupat în dumneavoastră. Că îmi dau seama ce vorbiți 3 zile. Dacă 3 zile vorbești de mașini, ce ai în tine? Deci dumneavoastră vorbiți, oricum vorbiți în fiecare zi, dar vorbiți ce e în dumneavoastră. Na, gândiți-vă, a fost o mișcare în România numită Oastea Domnului. Nu știu dacă ați auzit de Oastea Domnului. Mișcarea Oastei Domnului s-a dus la 100.000 foarte repede, fără trupe de închinare, fără evangheliști mari. Dar au luat o hotărâre toți membrii de Oastea Domnului. Și fiecare membru de Oastea Domnului trebuie să facă 3 lucruri în fiecare zi. 1. Trebuie să citească din Biblie. 2. Trebuie să se roage. Nu e normal, ne rugăm cu ce am citit. Și 3. Prima persoană pe care o întâlnim în fiecare zi, îi spunem ce am citit din Biblie. Da. Dumneavoastră, ce îi spuneți la prima persoană care vă întâlniți pe drum? Dimineața o să te întâlnești cu prima persoană. Ce îi spui dimineața? Bă, ai băut cafea? Hai să bem o cafea, mă. Bun, și ce vorbești la cafea cu el? N-ați vrea să facem asta? În fiecare dimineață citim din Biblie. Amin? Amin. Ne rugăm cu ce citim. Amin. Și prima persoană pe care o întâlnim, îi spunem ceva din Biblie. Poate că atunci nu te-o prins ceva în ziua aia. Și uite, așa au ajuns 100.000, pentru că lucra Dumnezeu. Pentru că era cuvântul ei. Deci dumneavoastră trebuie să înțelegeți, strategia lui Dumnezeu este atât de simplă că au împlinit-o oameni fără nicio clasă. Și s-au dezvoltat enorm și a fost trezire spirituală și nu au fost oameni cu carte. Au învățat să citească pe Biblie. Dar când s-au întâlnit cu câte om, i-au vorbit din Biblie. Noi vorbim de toate. E adevărat că și timpurile s-au stricat. Nu mai vrea să te asculte nimeni. Cum ai zis ceva, cum ți-au închis gura. Pentru că ne-am pierdut și mărturia. Nu mai poți să spui nimănui nimic, că nu mai avem nici mărturie. Dar asta e varianta lui Dumnezeu. Și mergeți în toată lumea și ce să faceți? Bani! Dumneavoastră credeți că aș ajuns în Germania să faceți bani? Ascultați-mă, dumneavoastră sunteți pumnul de sare al lui Dumnezeu aruncat în Germania. Ca Germania asta să nu se strice. Să nu devină putredă. Și ați deschis biserici peste tot aici, aș vă închinați și proclamați cuvântul și spunem cuvântul și asta e lucrarea lui Dumnezeu. N-ați venit aici pentru altceva. Celelalte sunt secundare.
Și trebuie să aveți ca țintă lucrul ăsta. Doamne, noi trebuie să spunem cuvântul Tău. Rezultatele sunt uluitoare. Deci dacă se întrupează cuvântul și îl exprimi în rugăciune și îl exprimi în vorbire în fiecare zi, rezultatele sunt uluitoare. În primul rând, vei birui pe cel rău. Doi, gândiți-vă, strâng cuvântul Tău, dar de ce îl strâng? Dumneavoastră păcătuiți? Dar de ce păcătuiți? Știți de ce păcătuim? Pentru că nu strângem cuvântul. Când n-ai strâns cuvântul, i-a dat drumul, are loc păcatul. Dar ne-a învățat pe noi cineva, uitați-vă, am o foaie aici, și foaia asta se poate strânge cu un deget, cu două degete, cu trei degete, cu patru sau cu cinci. Dar dacă strâng foaia asta cu cinci degete, nu mai mi-l poate lua nimeni. Dacă strâng numai cu un deget, imediat mi-l ia. Strâng cu două, poate să mi-l ia. Dar cu cât strâng cu mai multe degete, cu atât nu mai poate să mi-l ia diavolul. E tot așa, inima ta e ca o mână cu cinci degete. Și trebuie să strângi cuvântul cu toate cinci. Dar care sunt astea? N-ai gândiți-vă. Primul deget care este auzirea cuvântului. Ei, voi acum, în seara asta, toți ați auzit cuvântul. Și ați strâns cuvântul cu un deget. Dacă eu predic 50 de minute sau 40 de minute, 50 de minute, dumneavoastră rămâneți cu 6-9%. Atât. Adică în 40 de minute sau 50 de minute, 10% e 5 minute, 6% cam 3 minute. Deci dumneavoastră, dacă nu mă auziți cuvântul în seara asta, când plecați acasă și vă întreabă cineva cum o fost la biserică, poți să-i spui 3 minute, atât. Și mai spunem ceva, dar nu mă auziți omul ăla, 40-50 minute, dar nu mai știu să spun acum. De ce? Pentru că ai strâns cuvântul numai cu un deget și imediat ți-l lua satana. Dacă vrei să strângi cu două degete, este auzire și citire. Și se dublează, în loc de 9%, reții 18-19%. Îl strângi mai tare. De aceea trebuie să aveți Biblia la dumneavoastră. Și să urmăriți. Că dacă și citiți când auziți, bă, de unde zice asta? O, de acolo, hai, acolo. O, atunci dumneatale se dublează cât rămâne cuvântul în tine. E, dar deja ne separăm. Unii aud și atât. Nici măcar nu știu. De-aia eu v-am pus să învățăm jumătate de verset. Să-l citesc eu, să-l auziți dumneavoastră, să-l citim împreună și să-l învățăm împreună. Ei, al treilea deget cu care trebuie să strâns cuvântul se numește studiu. Ați auzit de studiu? Dar ce înseamnă studiu? Însemnează că aveți pix și agenda, carnețel și notați tot ce intră în dumneavoastră. Nu doar auzi, nu doar citești, ci și notezi repede ca să rămână în tine mai bine. Și atunci rămâne mai mult, 50%. Vi s-a întâmplat vreodată să aveți un vis într-o noapte și să vă treziți după vis, băi, asta trebuie să țin minte, trebuie neapărat să scriu, dar n-ai scris atunci. Și te-ai culcat iarăși, te-ai trezit dimineața, bă, dar de ce n-am scris eu asta, că nu mai țin minte? Nu mi s-a întâmplat. Ai o descoperire, ce trebuie să faci? O notez. N-ați fost niciodată la biserică să auziți o cântare frumoasă și așa să vă prindă pe interior și te-ai dus acasă să cauți cântarea. Băi, zice, cântarea asta așa a intrat în mine, mă duc acasă să o caut. Bă, dar cum i-o zis, mă? Păi nu mai știu cum i-o zis, nu știu ce să caut. Dai un telefon, bă, nu mai știu ce cântare o cântat. Și altul zice, ba da, stai că mi-am notat eu. A, te ajută? Dar de ce n-ai notat tu? Uitați-vă cât vin cu pix și cu caielei. Pentru că nu vrem să facem studiu. Numai așa după ureche. Ați văzut? Elevii la școală, unii în România, au un caiet pentru toate materiile. Alții nu mai au nici un caiet, nici pix. Ei se duc la școală, sunt directori. Asta arată ceva, ce arată? E când vezi un elev cu ghiozdanul, are caiet și de română și de matematică, ăla vrea școală. E așa și la noi aici. Numai că noi unii zicem, păi dacă ai o foaie și ai notat pe ea, nu e spiritual. Asta nu e spiritual. Trebuie să spui ce-ți dă Domnul.
Dar eu vreau să vă întreb, Biblia asta, dacă nu era scrisă, tu ce aveai? Dacă nu era epistola întâia, dacă nu scria Pavel, nu scria Petru, nu scria Iacov, ce aveați dumneavoastră? Dar de ce avem noi? Pentru că alții au scris. Și Biblia zice, scrieți pe ușiori ușii, scrieți pe tăblița, pe ăsta tot, scrieți, scrieți, scrieți. De ce? Ca să nu uitați. Eu vreau să vă întreb, aveți agendă cu numere de telefon în telefoane? Ștergeți toate numerele. Ce vă vine de la Domnul, aia să rămână. A, nu vreți așa. Zice, frate, păi am numărul doctorului de la Cluj care mă operează de cancer. Las că ți-l dă Domnul. Nu. Deci, lucrurile importante, n-ați văzut ăștia care vin la construcție, acum nu măi, că-i cu laser, pun ăștia laser, dar înainte aveau un creion aici. Și nota, și... Doamne, ce nu zicem? Bă, frate, la mine nu vine cu laser, domne, cu chestii din astea. La mine îmi faci cum de Domnul. Așa să iasă zidul, că eu mă rog și cum iasă, cum zice Domnul Josef. Nu. Când vă luați acasă, vreți tot notat. La magazin tot notat. Numerele importante toate notate. Când e vorba de Dumnezeu, nu, 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 că nu suntem spirituali. Da, nu trebuie să ajungem în extrema aia, să ia locul Duhului. Dar nu se poate să studiezi, să nu studiezi și Duhul să-ți aducă aminte ceva. Duhul ți-aduce aminte din ce ai studiat. Tu ce ai făcut? Ai auzit, ai citit, ai notat și nu mai ai lucrurile astea la tine. Dar Duhul ți-aduce, după studiu, al patrulea deget cu care strângi cuvântul se numește memorare. Acum gândiți-vă, dacă auzi, dacă citești, dacă notezi, începe să-ți rămână. Și asta se numește memorare, de-aia am învățat jumătatea asta de verset. Și apoi al cincilea deget se numește meditare. La ce meditați? Meditați la ce ați memorat. Dar ce memorați? Ce ați studiat? Ce studiați? Ce ați scris? Ce ați citit? Ce ați auzit? Toate au o legătură și atunci dacă strângi cu cinci degete, nu mai poate să le... Dar la noi auzim, am plecat afară și întreb pe frate, bă frate, ce s-o predica duminica trecută? Frate, eu sunt bătrân, eu nu țin minte, la mine sunt atâtea lucruri în cap. Și atunci eu zic la câte o biserică, băi, la ăștia mai bătrâni, zic că în 1986 s-a jucat în Champions League o echipă din România și o câștigat la 11 metri și un portar o apărat 4 de 11 metri. Cum i-au zis lui portarul ăsta? Nu mi-au zis Duca, da? Păi bă, dar cum țineți minte, mă? Pentru că a intrat în noi. Și dacă Duca Adam intră în noi și Messi intră în noi și Ronaldo intră în noi și banii intră în noi și casa intră în noi și mașina intră în noi și tot se umple în noi, unde ajunge cuvântul? La suprafață. Și de ce vine imediat satana și ți-o luat. Nu. Cuvântul trebuie să intre în adânc. Amen. Și Messi pe la suprafață, dacă vrea. Sau mașina, sau casa, astea la suprafață. Păi nu mai țin minte. Nu mai țin minte. Dacă v-aș întreba pe dumneavoastră, pe unii dumneavoastră, știți ce a făcut România cu Ucraina? Na, vezi? De ce știm? Pentru că ne-a prins. Asta e tot, peste tot. Dar asta trebuie să le deparasăm. Gata, le las așa, așa, așa. Și ce rămâne în mine? Asta e baza, asta e comoara. E, dar la noi e invers. Dar nu, acum nu spune nimeni să n-ai o mașină, nu spune nimeni să nu-ți faci o casă, nu spune nimeni să n-ai job, nu spune nimeni să n-ai bani. Dar astea trebuie să fie la suprafață. E, întruparea cuvântului este în interior, în adânc. Și atunci asta e puterea lui Dumnezeu să-l birui pe cel rău. Păi fratele, au citit aici. Ce-a citit fratele? Ia pune psalmul 1 din nou cu citit fratele. Aici este vorba despre un om cucerit în care s-a întrupat cuvântul. Zice zi și noapte, de versetul 2. Își găsește plăcerea în legea Domnului zi și noapte. Unde se gândește? Ce l-a prins? Păi dar omul ăsta nu mai făcea nimic altceva.
Făcea și celelalte lucruri, erau la suprafață. Asta l-a prins zi și noapte. Deci când te duci acasă, te pui la culcare, ce te-a prins? Cuvântul. Când te trezești dimineața, ce te-a prins? Cuvântul. Când te-ai lăsat imediat de la muncă, ce te prinde? Cuvântul. Ei, atunci există efectul care urmează. Dă-i mai departe. Este ca un pom sădit lângă un izvor. Dumneavoastră ați văzut odată vreun pom sădit lângă un izvor de apă, cum arată? Proaspăt, verde. Eu dacă vă arăt poze din biserică, intrăm în cartea recordurilor. Arătăm ca bomba după de la Hiroshima. Deci nu avem nimic. Unde-i pomul ăsta sădit lângă izvorul cu apă? Eu tot pun întrebarea asta, vă pun și dumneavoastră în seara asta. De când sunteți dumneavoastră? Ați căscat vreodată numărând banii? Adică să numere 100 de euro. O avocat un somn, a zis să mă culească, îi număr mâine. Vi s-a întâmplat? Să ferească Dumnezeu să lipsească 100 de euro, că e noapte de veche. Deci câte nopți de veche facem pentru lucrurile pământești, nu vă imaginați. S-o zgâria mașina, luată în leasing, o pica nu știu ce de la casă, banii am pierdut și nu mai putem dormi. Încercați să faceți o noapte de veche. Deci dacă rezistați până la unul, lucru mare. Ce se întâmplă? Avem alt izvor. E alt izvor. Nu avem izvorul ăsta. Păi cine are izvorul ăsta și s-a întrupat cuvântul în el? Ăla e ca un pom sădit în un izvor de apă. Eu, de exemplu, am contact vizual când predic. Și e mult mai greu decât... Există predicator care fixează un punct. Și predică, nu contează că se mișcă copii, că se întâmplă. E mult mai ușor pentru ei. Dar ăștia care avem contact vizual și ne uităm peste tot, e un pic deranjabil cu orice lucru. Și acum gândiți-vă că eu încep să predic și mă uit la frate și unul face așa. Și eu mă uit, zic, ăsta mă înghite acum. Și mă uit la surori. Și când mă uit la surori, una e așa. Au, zic, asta a murit de tot. Și nevastă mi-a zice, băi, zice, tu la un moment dat când predici, te uiți numai la unii. Păi normal, să nu îngheț eu. Și atunci mă uit la câte unul care, uite, așa stă. Zic ăsta acum sare pe mine, e altă lume. Da, și există persoane în biserică care se văd, parcă explodează, nu mai pot de bucurie. Am fost la o adunare și am zis, fraților, am o predică în 5 puncte. Dacă ai zis lucrul ăsta într-o biserică, e gata tot. Oamenii care au zis, 5 puncte, dar zic, vă spun numai 3, ca să-i ușurez. Și 3 le-am spus. După ce am terminat predica, a venit un tânăr la mine și a zis, frate Mihăiță, dumneavoastră a spus că predica dumneavoastră avea 5 puncte. Zic, da. Și ați predicat numai 3, da. Mie mi le spune și pe alealte 2. Nu plecați de aici. Parcă e altă lume. Unde-i pomul ăsta să din lângă un izvor de apă? Unde? Păi cum, la meciuri stăm și păi și aici de-abia ne rezămăm de scaune, nu știm cum să mai stăm, să ne rugăm. Nu, nu avem prospețime. De ce? Pentru că nu-i la bază ce scrie aici. Și hai să încheiem cu un verset, Iosua 1:8, dumneavoastră știți, tot un om prins de cuvântul lui Dumnezeu aici. Iosua 1:8, zice, cartea aceasta, legii, să nu se depărteze de gura ta. Cuget asupra ei, vedeți, iară un om, și nu era oricine, era un general. Dar mintea lui, păi dumneavoastră vă gândiți ce înseamnă să fii general, să conduci o armată. Păi cât ai pe cap? Dar pe omul ăsta, asta îl cucerea zi și noapte. Legea lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu. Nu contează că ești rege, că ești general, că ești profesor, că ești inginer, că ești om de afaceri, că ești elev. Noi trebuie să fim cuceriți de cuvântul lui Dumnezeu. Și au zis, cuget asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea și fiți atenți aici ce efecte. Căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și vei lucra cu... Voi vreți să izbândiți în toate lucrările? Vreți să lucrați cu înțelepciune? Care e secretul? Să fii prins de cuvânt, nu de lucrări. Dacă te-o prinzi lucrarea, nu mai lucri cu înțelepciune. De-aia zice, preiubiților mei le dau pâinea, nu semnează că nu muncesc. Lucră numai că semafoarele sunt pe verde. Ați prins vreodată semafoarele pe verde? Fai, ce fain. Dar pe roșu
Și să nu prind, nu roșu că mă îs 5 secunde, acum s-o schimba pe roșu. Nu merge, nu merge. De ce ne facem viața grea? E, vreau să închei, să vă spun un lucru foarte important. Toată creația lui Dumnezeu, dumneavoastră când ești afară și vă uitați la creația lui Dumnezeu, la natură, toată e făcută prin cuvânt. Nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără cuvânt. Adică fiecare lucru din creație are amprenta cuvântului, cuvântului, cuvântului. Și tu, dacă nu ești amprentat de cuvânt, natura nu te recunoaște. E ca un chip care l-ai, n-azut. Te duci la ușă, nu se deschide, dar dacă ai cartel aia, pip, face și se deschide ușa. E tot așa și natura nu te recunoaște pentru că ea e creată prin cuvânt. Și dacă tu nu ești amprentat de cuvânt, natura nu te cunoaște și se întoarce împotriva ta. Și îți face viața grea. Păi ia, gândiți-vă noastră la câteva cazuri din Scriptură. Gândiți-vă la Moise, care avea cuvântul lui Dumnezeu îmbibat în el. Și ajunge la Marea Roșie într-o situație imposibilă, cu dușmanul în spate. Ce face Marea? Autostradă, zice Moise. Marea aia prin ce a fost creată? L-a recunoscut pe Moise, care era după cuvânt. S-a despărțit, s-a trecut ca pe autostradă. Au venit și egiptenii, tot pe autostrada aia. Numai că, zice, valurile au venit înapoi și primul lucru care zice, zice, le-a îngreuiat mersul. Nu simțiți asta? Uitați-vă dumneavoastră la anumite zile, cum se îngreuiază mersul. Dar de ce? Ceva nu ne recunoaște, nu se deschid ușile, nu vin semafoarele pe verde. De ce? Gândiți-vă la Iona. Păi se oprește? Cum adică se opresc luminătorii? Pentru ce? Ca să-l ajute pe Iosua. Dar ia gândiți-vă dumneavoastră la Iona, care nu era după cuvânt. S-a urcat în corabie, ce-or făcut valurile? Vreau să vă întreb, valurile au nervi? Se enervează valurile? Cum adică s-au înfuriat? De ce? Și când l-au aruncat în mare, ce-au făcut valurile? Și când s-au dus la adânc și-au venit mintea după cuvânt și-au strigat la Domnul, ce-au trimis Domnul? Și balena aia prin ce-au fost creată? Și-au zis, scuipă la afară. Dumneavoastră observați, toate lucrurile din creație se împletesc pentru cuvânt. N-a citit o măgăriță ce făcea cu ăla, dacă nu era după... Ce făcea? Îi făcea viața ușoară? Animalele, florile, mările, oceanele, pește, măgari, orice ți se vor împotrivi și îți fac viața grea. Păi voi vă puteți închipui că în România, în luna aprilie, au fost 30 de grade? Păi dumneavoastră nu vedeți că natura nu ne mai recunoaște. Noi trece iarna cald, 30 de grade, zice, bine că n-am consumat lemne anul ăsta. Zice. Băi, natura nu ne mai recunoaște, nu mai are ciclurile ei. Nu mai are anotimpurile ei, a luat-o razna. Vine împotriva noastră, dumneavoastră nu vedeți. De ce? Pentru că nu ne mai recunoaște, n-avem amprenta. Păi ia gândiți-vă dumneavoastră, cum a făcut Dumnezeu să scape cineva o rublă în apă și a trimis un pește să înghită rubla aia? Pentru ce? Pentru cine? Ca să se ducă un apostol să dea cu undița? Păi pentru cine sunt toate? Pentru ce au fost căiate? Păi dacă nu totul ne vine împotrivă, nu ne recunoaște, ne face viața grea. Aveam un sfânt la noi în zonă și el tot cu cuvântul, tot cu cuvântul și zicea Domnului, Doamne, vine iarna și eu n-am cărbun, n-am lemne și tot cu cuvântul și Domnul zice, mergi tu cu cuvântul că portă de grijă. Și-a venit iarna și n-avea nici lemne, nici cărbun și s-a dus la geam și s-a uitat pe geam. Zice, Doamne, acum ce fac? Și Domnul zice, cum ce faci? Te uiți pe geam. Păi zice, eu asta fac, mă uit pe geam. Și când se uită mai bine, o movilă mare. Era o grădină, fusese o cazarmă de soldați părăsită. S-a dus la movilă, aia a dat pământul la o parte, o grămadă de cărbuni. O ars cu grămada aia vreo 7 ani. Te lasă Dumnezeu? Dacă tu dimineața asta e comoara și averea ta, dacă seara obosit tu vii la părtășie, că asta e comoara ta. Dacă te oprești o pauză și asta e comoara ta.
Crezi că o să fii mai sărac? Crezi că o să mori de foame? Dar după 15 ani dăm faliment și dăm vina pe Dumnezeu. Dumneavoastră nu vedeți ce s-a întâmplat? Pandemia, noi am fost într-un accelerat. Nu ne mai dăm de jos. Și Dumnezeu pe peron tot ne făcea, bă, opriți-vă. Alergăm. Și Dumnezeu a venit cu pandemia. Și ne-am oprit toți. Dar știți care a fost nebunia? După pandemie ne-am urcat în rapid. Am înnebunit de tot. În loc să vedem, bă, păi gata, mă, băi, Dumnezeu ne dă un bobonac și gata cu tot. N-am învățat nimic. Ne-am urcat în rapid și venim și cântăm. Spune-m de ce tot alegi. Cântăm cântarea și plecăm cu ghearele în pământ. Venim duminica viitoare, aur, argint și palate, nu te-or scăpa de la moare. Iar plecăm. Și iar. Ceva nu-i în regulă cu noi. Praful de pe cartea asta te va face praf într-o zi. Pentru că ai lăsat-o neprețuită. Am un prieten, mai în tinerețea lui, a venit aici în Germania să lucreze ca orice om pentru familia lui, că erau lipsuri. Și neamțul de aici îi punea pe toți care erau acolo să lucreze și duminica. Și el a spus la neamț, eu duminica nu lucrez. El era lipit de biserică, de frații lui care erau la cuvânt, și eu duminica nu fac asta. Și neamțul a zis, băi, ești un om bun, lucrez, dar eu nu pot să fac asta pentru tine, pentru că după aia s-ar putea să-mi ceară și alții. Îmi pare rău, nu se poate, și nu se poate pleca acasă. Și-a luat coada între picioare, bagajele, s-a dus în țară, rușinat. Știți care a fost minunea? Că a venit un alt neamț la neamțul ăsta. Le-a zis, bă, dăm un român la lucru. Și zice, eu n-am cum să-ți dau la lucru un român, pentru că eu am eu de lucru. Dar zice, bă, la mine a fost un român. Și ăla nu lucra duminica. Și dăm numărul lui. Și l-a sunat în țară. Și l-a chemat. Și n-avea decât o grada lui. O trăi ca un pașă. An de zile. Și astăzi este păstorul unei biserici. Te lasă Dumnezeu? Oare de ce nu prețuim cuvântul lui Dumnezeu? Oare de ce nu ne rugăm cu ce citim? Oare de ce nu suntem echipați cu pix, cu foaie, să studiem, să prindem, să păstrăm, să căutăm? Dumneavoastră trebuie să înțelegeți, comorile de aici nu sunt la suprafață. Trebuie să sapi mult ca să ajungi la adânc să țâșnească averile. Cartea asta numită Biblia nu este un ziar pe care să-l citești, ci este o pâine pe care trebuie să o mănânci, să te hrănești cu ea. Omul trăiește cu așa ceva. Dragilor, mergeți la casa dumneavoastră, îndrăgostiți de cuvântul lui Dumnezeu. Luați cartea asta din nou. Îmbrățișați-o. Cartea asta ți-a salvat viața. Și ție și mie. Poate ți-a salvat familia. Poate te-a salvat din multe lucrurile. Ai dat-o la o parte. Ce ai pus în locul ei? Dumneavoastră credeți în Dumnezeu? L-ați văzut vreodată? Ce înseamnă să crezi în Dumnezeu? Noi nu l-am văzut pe Dumnezeu. A crede în Dumnezeu înseamnă să crezi în ce a zis Dumnezeu. Noi nu-L vedem pe Dumnezeu. Eu dacă v-aș întreba pe dumneavoastră, credeți că Iisus Hristos a născut la Betlehem? Ați fost acolo? Și dacă mă păcăliți? Credeți că Iisus Hristos a murit pe crucea de la Golgota? Ați fost vreunul acolo? Și dacă nu e așa, ce credeți de fapt? Ce credeți dacă n-ați fost nici la Golgota, nici la Betlehem? Ce credeți? Ce zice Dumnezeu aici? Vă invit să ne ridicăm pentru rugăciune. Aș vrea să stăm înaintea lui Dumnezeu, să-i spunem, Doamne, vrem să punem cartea aceasta
în centrul vieții noastre, în centrul familiei. Nu fi păcălit ca tânăr de lumea virtuală. Și vă mai spun un lucru. Foarte mulți oameni consumă predici pe net, ascultă Biblia audio, dar nu mai au părtășie cu Dumnezeu, singur cu Dumnezeu. Mi-a zis o soră, zice, e adevărat, zice, eu nu mai citesc Biblia. Eu ascult Biblia audio când fac de mâncare. Nu e același lucru. Adică nu mai ai tu o jumătate de oră tu cu Dumnezeu singur? Numai cu căștile și atât? Numai cu predici atât? Eu nu zic să n-asculți o predică. Nu spun să n-asculți audio. Dar timpul tău cu Dumnezeu mai ai? Pentru Doamne, vreau măcar o jumătate de oră să am timpul meu cu Tine, în care să citesc de aici și să mă rog cu ce citesc. Stai cu Biblia deschisă când te rogi și uită-te la versetele care le-ai citit și roagă-te cu cei acolo, că e puterea lui Dumnezeu. Efectele vor fi uluitoare. Vei birui pe cel rău. Nu vei mai păcătui. Vei fi ca un pom sădit în un izvor de apă. Vei izbuti în lucrările tale și vei lucra cu înțelepciune. Și dacă exprimi în rugăciune cuvântul, Dumnezeu nu refuză niciodată cuvântul lui. De aceea zice, orice veți cere, vă va da. Dar asta nu semnează că ceri ce vrei tu. Orice veți cere, zice, dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Păi dacă rămân în noi cuvintele lui, ce cerem? Cuvântul lui. Nu mai cer eu dorința mea, cer cuvântul lui. Bineînțeles că aveți și dorințe. Bineînțeles că puteți să le puneți pe asta dacă e voia lui Dumnezeu. Dar centru, întruparea cuvântului. Aș dori să ne cucerească cuvântul lui Dumnezeu, să se întrupeze cuvântul. Asta e viața lui Dumnezeu. Sămânța lui Dumnezeu este sfințire, desăvârșire, mântuire, duh, putere, viață. Haideți să ne rugăm cu toții și să punem în centru cuvântul lui Dumnezeu. Ne rugăm cu toată adunarea.